Salutare! Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru Tine. Doamna Raisa, noi am venit la dumneavoastră astăzi pentru că e o zi specială. E o zi în care și florile înfloresc și au cele mai frumoase culori pentru dumneavoastră, pentru profesori, pentru semănătorii de lumină, cei care ați luminat și ghidat calea multor discipoli. Această floare este cu mult drag și mult respect și mulțumire pentru dumneavoastră și mai sunt cadouri, acum vă spunem și din partea cui este această surpriză. Aici un cadou, iată așa, o surpriză dulce. Iar cei care au solicitat această surpriză, iată, sunt aici. Dacă vă aduceți aminte, dumneavoastră, a fost exact cu 20 de ani în urmă. Cine sunt ei? Nu-i cunosc. E cam mărunt. Dumneavoastră, este prima învățătoare, exact cu 20 de ani în urmă. Ei nu sunt pe loc, care și unde, prin țări străine sau nu sunt în raionul Ocnița, dar să știți că ne-au telefonat și ne-a rugat mult să venim astăzi la dumneavoastră cu un mesaj de felicitare. Așa e, vă mulțumesc foarte mult în primul rând și vreau să le mulțumesc tuturor foștilor mei elevi care nu au uitat de prima lor învățătoare. Cu atât mai mult și eu, câți ani s-au scurs, nu am uitat de ei, îi țin în memorie, în inima mea. Acum o să-i răvăd pe toți, sunt micuți, sunt plăpâni, sunt... Sigur, astăzi ei sunt de nerecunoscut. Noi dăm citire mesajului și chiar îi nominalizăm pe toți. Emoțiile sunt foarte mari, nici nu m-am așteptat. Fiecare de noi păstrăm amintirea unui dascăl, căruia îi spunem cu toată dragostea și recunoștința mulțumesc pentru lecțiile de demnitate, corectitudine și responsabilitate. Oricine am fi, oriunde ne-am afla, în această zi ne apropiem gândurile de dumneavoastră, draga noastră învățătoare. Ați rămas pentru noi un model de omenie și demnitate umană. Cu plecăciune vă spunem un mare mulțumesc, pentru că, neobosit, ați dus pe umeri povara luminii, ca peste ani să vă bucurați că am devenit oameni în care ați crescut acele semințe de adevăr și frumos, bine și sacru, cinste și demnitate pe care ni le-ați cultivat în fiecare dintre noi. Cu drag și dor, la mulți ani de ziua profesională, scumpa noastră învățătoare. Acest mesaj este semnat de Vera Papuc, Cebotare Angela, Badicica Iura, Coșulean Nicu, Cernei Nicu, Burluțchi Doina, Țurcan Andrian, Prisacari Alina, Zaharco Vasilii, Sangheli Daniela, Bodarev Aurelia, Bodarev Andrei, Ceban Stella. Mulțumesc! Nici nu m-am așteptat. Le mulțumesc foarte mult. Și, într-adevăr, profesorul este omul vocației. Iar vocația este dragostea pentru copii. Și se spune că omul sfințește locul. Înseamnă că mă gândesc că dacă ei, cu 20 de ani, în urmă și-au amintit de mine, totuși înseamnă că am altoit la ei ceva. Poate omenia, poate dragostea de țară, de oameni, de tot ce e frumos. Căci eu veșnic le spuneam, multe promoții pe parcurs s-au perindat, dar le spuneam că, în primul rând, unui copil îi trebuie omenie. Căci dacă este omenie, omul fără omenie nu poate fi om cu literă mare, nu poate deveni om cu literă mare. Și le mai trebuie prieteni, căci fără prieteni se spune că omul fără prieteni e ca pomul fără cetini. Și nu în ultimul rând le trebuie și curaj, căci fără curaj omul e simplu, se pierde peste tot. Și de aceea, unde și ne duceam, le altoiam tot ce e mai frumos și mai bine. Pe parcursul întregii cariere pedagogice, care a fost de 42 de ani, multe promoții s-au perindat, însă vreau să vă spun că și astăzi, pe rând, caut cu ochii, cu privirea, aș vrea să-mi amintesc
cum stăteau în bancă, că mă rog, erau copii și mai atenți și mai și mai timizi și foarte activi, dar pentru mine totuși au fost cei mai scumpi, cei mai dragi. Și eu mă așteptam că astăzi să vie cei din clasa nouă, fiindcă vin și la 1 septembrie și la ultimul sunet, vin. Și să vă spun drept, când am finisat activitatea pedagogică, dacă e școala peste drum, când suna clopoțelul, mă dădeam după acasă și plângeam câteva ore în șir. Dar ei totuși vin, au venit și la 1 septembrie, m-au invitat și ieri la școală și le mulțumesc tuturor. Prin intermediul dumneavoastră, aș vrea ca să felicit pe toți semănătorii de lumină, în special aș vrea să le aduc felicitări colectivului profesoral al Gimnaziului Grinăuți Moldova, să le doresc multă sănătate, răbdare, copii deștepți, cuminți, înțelegere din partea părinților și aș vrea ca inimile lor să le rămână plin de tandrețe, dor și gingășie, iar buna dispoziție să le fie arcuș pentru suflet în orice împrejurare. Și aș vrea să le mai zic să le fie întreaga viață cu miroa dimineața, să le vină binele ca pe flori albinele. Și la mulți ani și la mai mare, asta este a mea urare. Dar promoții cu 20 de ani în urmă, le mulțumesc din suflet. Le mulțumesc și tare, aș fi vrut să-i văd alături. Cu toate că suntem cam cu butoaie, că mă rog, când soțul aranja butoaiele, de mie îmi venea în gând cânticul. În Moldova, pe coline, vezi, le vezi și vii, te poftim în ospiție, pe la noi să vii, te așteptăm în casa mare, vino, te așteptăm, să fii oaspete, mai frate, toamna te chemăm. Floare viorea, mândră-i țara mea, cu livezi grădini și vii, în Moldova te așteptăm să vii. Vă mulțumesc, doamne Ludmila, din suflet. Vă mulțumesc. Să știți că elevii dumneavoastră, discipulii, au ascultat acum cu mare drag ce urarea dumneavoastră și se vor strădui să vină poate și chiar în ospiție atunci când vor reveni în țară. Să știți că dumneavoastră ați reușit prin munca depusă să le altoiți ce ați menționat anterior, și curaj, și omenie, și tot ce este frumos și sacru. Ei au decis, iată, prin această surpriză, să vă cuprindă de la depărtare, să vă ureze multă, multă sănătate și să știți că nu vă uită. De cărarea, de la școală, de mănuță noi mergeam, cunoșteam noi orice floare, să fim mari noi toți visam. Ai suntem plecați în lume, dar de școală ne amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim. Care noi iubim. Învățătorii mei, învățători, azi am venit să vă aducem flori și lacrime și lacrime de dor, de dor. Noi vă iubim, scumpi învățători. Ați dat ce-ați avut mai bun. Școala dragă ne-a fost casă, de tot ne-amintim acum. Azi suntem plecați în lume, dar de școală ne-amintim și de învățătorii noștri pe care noi îi iubim. Pe care noi îi iubim. Învățătorii mei, învățători, să vă aducem flori și lacrime și lacrime.